Bună ziua, stăm de vorbă cu doamna doctor Nica Aura Elena și vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră în cadrul cabinetului de specialitate din ambulatoriul San Confint. Bună ziua! În cadrul cabinetului de cardiologie din San Confint, noi vom realiza consultațiile. Putem face în acest cabinet ecografii cardiace. Extrem de important acest lucru pentru că ne ajută la o evaluare completă a pacientului cu boală cardiovasculară, atât pentru a aprecia morfologia, cât și pentru a fi pacientul evaluat hemodinamic. De asemenea, tot în cadrul cabinetului putem realiza monitorizarea tulburărilor de ritm prin Holter EKG și de asemenea vom putea face și o monitorizare a tensiunii arteriale, ceea ce înseamnă un diagnostic corect pentru hipertensiune și urmărirea evoluției acesteia sub tratament, având posibilitatea de a efectua Holter tensional. Sigur, consultația este consultația de bază, care include un istoric medical, un examen obiectiv al pacientului, electrocardiograma care trebuie efectuat obligatoriu la orice bolnav cardiac. Alături de acestea vom face și o evaluare, așa cum este firesc, a factorilor de risc pentru boală cardiovasculară, pentru că pacientul hipertensiv, pacientul cardiac, pacientul în general cu afecțiuni cardiovasculare este un bolnav complex, care trebuie controlat prin prisma riscului cardiovascular global. Puteți să ne spuneți cum funcționează momentan cabinetul, dacă este cuplat sau dacă... Momentan vom face doar consultații în regim de plată. Tarifele sunt toate afișate pe site-ul de la San Confint. Din luna aprilie, odată ce se va încheia noul contract cadru cu casa, vom putea asigura și consultațiile în regim cu casa. Asta înseamnă că pacientul poate veni cu bilet de trimitere de la medicul de familie și va beneficia, așa cum este normal, de o consultație în urma căruia vom putea elibera pe lângă scrisoarea medicală și rețetă compensată. Se va menține în paralel din aprilie și sistemul cuplat și sistemul prin Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât să acoperim o gamă cât mai largă de pacienți. Puteți să ne dați câteva informații despre bolile cardiovasculare și cum pot fi prevenite acestea la modul general? Da, vă spuneam anterior că pentru fiecare pacient noi trebuie să evaluăm riscul cardiovascular global al acestuia. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă riscul de a dezvolta un eveniment cardiovascular în următoarea perioadă de timp și majoritatea scorilor de risc sunt pe o perioadă de 10 ani. Ce înseamnă factor de risc pentru bolnavul cardiovascular? Înseamnă întâi de toate efectuarea unui profil, a unor analize de laborator, care includ obligatoriu un profil lipidic complet, evaluarea glicemiei, evaluarea greutății, pentru că sunt o mare parte din bolnavii cardiovasculari au ca factor de risc obezitatea și implicit legat de aceasta sedentarismul. Trebuie sfătuiți acești pacienți să întrerupă fumatul, un lucru care este extraordinar de greu. De asemenea, un bun control tensional înseamnă o reducere a riscului de boală cardiacă ischemică. Deci vedeți că nu ne referim numai la un singur factor de risc. Pacienții, în general, au un cumul de factori de risc și fiecare din aceștia trebuie tratați individual. Și sigur că ar fi multe lucruri alte de spus, dar spațiul este foarte limitat. Dar informațiile le pot afla ulterior după consultul? Pentru fiecare pacient pe care noi îl vom consulta, recomandările vor fi sigur individualizate, referindu-ne strict la factorii de risc al acelui pacient pe care îl avem în față în momentul respectiv. Legat de pastilele pe care le ia pacientul când vine la consult și de documentele medicale cu care trebuie să fie pregătit, ce ne puteți spune? De dorit ar fi ca pacientul în momentul în care vine la o consultație medicală să vină, dacă este posibil, cu documente medicale vechi. De asemenea, ar fi foarte bine dacă pacienții care urmează deja un tratament cardiovascular ar putea preciza exact ce medicamente au în tratament, pentru că de multe ori se întâmplă ca pacientul să
spună că ia medicamente, dar nu poate preciza exact. Și de aceea recomandarea ar fi pe cât posibil pacientul să cunoască medicația pe care o urmează în ambulator. Și este bine să vină și cu documentația medicală anterioară. Dacă este posibil, ar fi extraordinar. Mulțumim foarte mult, doamna doctor. Mulțumesc.